și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Sunt pe canalul ZTIT. Haideți! Astăzi am venit din nou la locul nostru unde creăm lucruri noi. V-aș ruga între toți să apăsați de like, subscribe. Astăzi vă voi prezenta cum să faceți o armă de vânătoare 2 și stați aproape să vedeți totul. Astăzi vom face o armă de vânătoare 2, sulița. Sulița este foarte bună. Sulița este mai mult de autoapărare împotriva animalelor rele și care vor să vă facă un rău. Haideți să trecem la clip. Vreau să menționez că în acest clip va apărea un mini topor și este legal. Am 16 ani. Haideți să-i dăm drumul la clip. Trebuie să găsim un băț bun pentru suliță. Haideți să mergem puțin mai aici. Tați așa. Și noi un băț. Haideți să începem să o sculptăm. Gata? Haideți să lăsăm ușor în jos bățul. Mamă. Mamă, să las toate bățele, să las. Mamă, ce încurcături aici, băieții. Uite, pe asta trebuie să lăsăm, să nu zboare astea. Gata. Gata, băieți. Cățelușul meu, unde e, mă, băieți, mă? Max! Ala, tata, ții! Hai, da. Ții! Gata? Hai să... Mamă! Gata, băieții? Hai să-i o dăm de aici. Bine așa. Haideți să o curățăm puțin. Că oricum e foarte... E esență... Tare, puternică. Așa. Am făcut-o mai mică. Rău toată asta după ea. Și acum trebuie să-i facem vârf. Cred că o să-i facem vârful din partea asta, nu? Vino mai aproape puțin camera. Așa. Asta e mai mult pentru autoapărare. Așa arată până acum, dar trebuie să facem modificări. Așa. Sau mai bine, hai să o dăm în partea mai bine. Mai dur aici. Așa. Am un ușă de protecție. Nu prea nimic. Uite. Uitați că ea ploare până acum. Așa. Op. Max. Atata, ți. Uitați, băieți, cam așa arată până acum. Demi, că nu prea a focusul lui. Așa, haideți să mai dăm puțin. Sper să focuseze bine. Trebuie să luăm ușor. Așa. Mama, s-a udat telefonul foarte mult, frații mei, că e ploaie afară. Trebuie să lucrez foarte mult la ea, ca să iasă bine. Frații mei, nu uitați și voi de un like,
Uitați că ea în ploare. Începe ușor, ușor să ia vârf. Ah, da. E foarte greu, băieți. Credeți-mă, e foarte greu să îi dai. Cam acesta este și finalul. N-am mai putut să filmez acolo deoarece ploua foarte mult. Uitați, cam așa este vârful. E ceva mai bun. Se vede foarte bine pe camera acum. Da, băieți? Uitați, cam așa este. Și da, o să revenim mâine din nou cu praștie. Mâine o să facem praștie. Și eu am fost Zeti, voi am fost pe canalul Zeti YouTube. Ne vom vedea data viitoare. Vă pup!